În urma calculelor efectuate, municipalitatea nu are banii pentru a acoperi plata salariilor pe întreg anul 2019. Dacă la Târgu Jiu, fiind o localitate mai mare, lucrurile sunt cât de cât mai bune, la Motru vreau să vă spun că primăria a bugetat bani de salarii doar pentru primele 8 luni de zile. Deci primăria municipiului Motru nu a avut bani suficienți pentru a bugeta salariile pe tot anul. Asta arată modul în care bugetele locale au fost afectate de politica dusă în acești ani de această guvernare și arată efectele legii bugetului pe 2019. Deci localitățile sunt în imposibilitatea de a-și asigura banii de salarii pentru primărie, pentru angajații primăriei. Liderul PNL susține că soluția ar fi pe baza rectificărilor care vor fi făcute pe parcursul anului. Din punct de vedere al Consiliului Local, nu există o variantă de rezervă. Ăștia sunt banii pe care Consiliul Local și, ce a primit din alte surse, gen bugetul de stat prin trezorerie sau de la Consiliul Județean, îi are la acest moment. Deci această situație nu poate fi rezolvată decât la rectificările bugetare care vor urma în anul 2019. Dan Vâlceanu este convins că în aceeași situație se află și alte primării din Gorj.